Bună și bine v-am regăsit și în această zi cu primul vlog din octombrie 2024. Este octombrie 2 astăzi și am parcat mașina și m-am pus chiar aici în soare pentru că este apusul. Este ora 6 seara, dar m-am pus aici la soare pentru că, în primul rând, îmi place soarele, pentru că a venit toamna și la noi și este destul de frumos afară, dar nu știu dacă voi, care ați avut COVID, ați experimentat căderea părului. Eu și Mircea, sau mie și lui Mircea, a început să ne pice părul foarte, foarte tare, dar nu imediat după ce am avut COVID, ci peste câteva luni, 6 luni probabil, și nu știam de la ce. Și ne-am dat seama că de la COVID mi-a picat undeva la 30% atunci din păr. Dacă vă mai amintiți, în aprilie vă spuneam că am avut influenza, care în dreptul nostru a fost de 10 ori mai rău ca și COVID. Și acum câteva luni, probabil 2 luni, da, undeva 2 luni, a început să-mi pice părul foarte tare, foarte tare. Atât de tare încât m-am trezit, nu am realizat ce se întâmplă, doar vedeam eu că îmi pică părul foarte mult și mă tot gândeam, mai dacă cât păr îmi pică. Până când m-am trezit într-o dimineață și mi-am dat seama că nu mai am păr. Mi-a picat, nu exagerez, cred că 80% din păr. Uitați aici, mai ales în partea dreaptă, deci nu mai am păr. E foarte, foarte rar, mi-au picat mâini întregi de păr. Aici, în partea stângă, a rămas un pic mai mult, dar în partea mea dreaptă mi-a picat extraordinar de mult. Și nu știu motivul, pentru că mi-am făcut testele, mi-am verificat hormonii, doar hormonul de stres era puțin ridicat, dar nu foarte tare. În rest, totul arăta bine și am fost acum probabil 2-3 luni, dacă nu mai mult, după ce am avut influenza, am fost la o tante care mi-a vopsit părul, doar rădăcinile, însă a uitat să vină la mine și m-a lăsat o oră pe scaun cu vopseaua. M-a usturat scalpul foarte tare. So, acum nu știu care este motivul pentru care îmi pică părul. Influenza, hormonii de stresul pe care l-am avut, plus că nu dorm noaptea, ce mai avut? Faptul că mi-a ars tanti mi-a ars părul, nu știu exact. Însă mi-a picat atât de mult, atât, 80% din păr. Îmi bag mâna în păr și nu mai am păr. Așa că astăzi am fost să mă tund, pentru că nu mai rezist cu el așa. Am început să iau niște vitamine de vreo o lună de zile și un pic s-a îmbunătățit, nu mai îmi pică așa de mult, dar tot îmi pică. Oricum e mai bine decât a fost acum, o să zicem, o lună. Și l-am tăiat și deja arată mai bine, deja mă simt mult mai bine cu el. În partea stângă arată mult mai bine ca și în partea dreaptă. În fine, Doamne, ce mai vezi în lumea asta? Doamne, ce mai vezi? Nici nu vă arăt. Nici nu vă arăt ce văd, la ce mă uit eu acum. Tot felul de ciudați, îmbrăcați. În fine, am vrut să vă salut și să vă urez un bun venit și la vlogul din această zi. Am vrut să vă spun de ce sunt cu părul scurt, numai ce m-am întors de la tuns și îmi place tare mult. N-am fost așa scurt de foarte mult timp, nici nu mai știu dacă am fost așa scurt vreodată. Este scurt, foarte scurt. Și bine, acum este și undulat puțin, dar e puțin mai lung când este drept. În fine, merg până la Target și ne vedem mai târziu sau mâine. Sunt aici cu Salo, este a doua zi astăzi și am început să mă obișnuiesc cu părul. Eu. Ce spui despre părul meu? You like it? Vreau să iau să-mi tau. Vrei și tu să-ți tau? Sau nu? Spune, vreau și eu să-mi tai. Tu ești frumoasă cu părul lung. Este ora 2, este joi astăzi și a trecut deja jumătate de zi, am făcut școală cât am putut. Și acum noi două ne-am gândit să ce? Tragem pe? Dreapta? Pe dreapta. Ce înseamnă aia? Să dormim. Să dormim. Am ceva alb în cap sau lăsă, mi se pare? Hai să văd. Am ceva alb în cap? Aici, aici. Oh, cred că firele albe mi se văd în cameră. Deci eu cu Salo mergem să tragem pe dreapta, pentru că numai ce am pus-o... Numai ce am pus-o și pe Elizabeth să doarmă și... am foarte mult de lucru astăzi. Ca să pot să fac față, am nevoie de un repaus, măcar jumătate de oră. Este foarte fain afară, este cald, am vrut să filmez puțin, dar nu am reușit pentru că mi s-a încălzit. Mi s-a încălzit camera foarte tare și nu știu de ce, așa că a trebuit să o rezolv. După cum vedeți, avem o toamnă superbă. Pomii deja au început să-și schimbe culoarea. Poate că în 2 săptămâni totul va fi roșu, maro, culorile toamnei. Tare mult mă bucur de vremea asta, pentru că mi se pare că am avut destul de puțină vară anul acesta, așa că nu ne strică puțin mai multă căldură. Cine s-ar fi gândit că în octombrie, bine, eu mai mult, copiii nu, de fapt și copiii, Zain îmbrăcat în tricou, avem aici o șoferiță. Mergem la Pumpkin Patch, mergem, dacă ne urmăriți mai de mult, ne-am avut o tradiție pe care o practicam în fiecare toamnă, mergeam la Pumpkin Patch, la o fermă unde sunt dovleci și n-am mai mers de mult, de când s-a născut Elizabeth nu a mers și nici cu Salo cred că nu a mers. Așa, ea a mers poate când era ea mică și acum ne-am gândit să mergem pentru că e foarte frumos afară, e vreme de vară, de-aia sunt îmbrăcată în roche. Vine și buna cu noi. Uite acolo jos. Uite la mama. Uite la mama. O duc eu pe Lizzie. Uite la mama. Lizzie. Lizzie. Uite, vine mașina. Vine acolo și încearcă. Vine mașina. Guys ready? Yeah. Alright. Thank you. Thank you guys, have a good one. You too. Maybe 2 shots here. Alright, and I will, have you guys done this before? Never. Okay, I'll show you how to do it. Okay. So basically, it's pretty easy. You just get your apple, and drop it in there, and then take this here and push it in, like that, and that loads it in there. and then the trigger's right here on the right hand side, and then you aim and just like that. Yeah. All right, go on ahead. Easy peasy, huh? Let's go. Yeah. How's it going? Good. Yes, my mother. How many apples do you have? 10? 10? Let's see. N-ai băgat mărul. They look like this. How many points you got? Ready? It's ready for you guys. Weird. You can't get points. You cannot get points. Did you win something? Ai câștigat ceva? Știu și deja, ok. Ce ai câștigat? Mai, Numai două. Nu da frate. Cum e măruțul? Măruțul? Cum e bun? Mănâncă de zori. Noi voi cati. Ok, Lizzie, cum a fost? Cum a fost la fermă? Da. A fost fain? A fost fain? Mai vii? Da. Lizzie, ai păpat măr de la fermă? A fost yummy? Ne lingem pe buze că a fost foarte bun. Hai să mergem. Astăzi este o nouă zi. Așa facem noi vlogging. Astăzi suntem ocupați în bucătărie pentru că am fost foarte ocupată ieri și nu am reușit să gătesc absolut nimic. Avem aici o ciorbă de văcuță, niște cartofi prăjiți pe care cartofii ăștia am primit de la un vecin, vecinul care mi-a adus flori. Am primit o cutie mare de cartofi, o ladă mare de cartofi și nu am mâncat în viața mea așa cartofi buni. Deci mama mi-a spus că mai bun ca și în România. Deci n-am mâncat așa cartofi buni de când am venit în America, de aproape 20 de ani. Și avem aici niște ouă de la găinușele noastre. Și cam asta facem astăzi. Vreau să pregătesc niște prăjitură dacă reușesc. Este vineri astăzi și cam așa este vinerea la noi. De seară nu mergem niciunde. De fapt, de seară s-ar putea să mergem, de seară Geașa are iară game. So, să vedem cât reușesc, fac și școală cu copii. Dar, da, asta facem noi acum. Gătim. Și avem aici ciorba, am pregătit doar carnea deocamdată să fiarbă, pentru că am oase acolo și da, ultima zi din vlogul de astăzi. Sperăm să închidem vlogul de seară. Ce zici? Nu. Nu? Vrei să mai filmăm? Da? Da. Ok. Cum merge școala? Cum merge școala? Bine. Bine, școala merge, ha? Nu știu la voi cum este. Da, stai că închide ușa. De fapt știu cum este, cel puțin în România, pentru că am locuit acolo ani de zile. Salo, vezi să nu tai ce nu trebuie. Nu găsesc aici, nu găsesc toamna ceapă pentru plantat, arpagic. Așa că a trebuit să cumpăr online. Și am găsit. Încearcă să o rupi, că te poți tăia așa. Vreau să vă descriu pentru prima dată când am comandat ceapă online. Ok, o să văd. Asta e ceapă albă. Asta e ceapă galbenă. Cred că sunt diferite, nu sunt sigură. Dar am comandat... mai este? Ok, asta ce-i? Semințe. O semințe. În fine, am comandat acum pentru că mama mea vrea să planteze pentru iarnă, să avem ceapă. Și de obicei doar primăvara plantez, pentru că numai atunci găsesc în magazine. Pregătesc și niște pâine cu Maya astăzi, pentru că de ce nu? Avem aici numai muncitori. Buna și Salo plantează ceapă și usturoi. Mama. Și Lizzie ce face? Mama, hai să-ți arăt. Ce să-mi arăți? Ceapele mele. Wow, se ceapa ta? Ia să văd. O, crescut? S-o lipit de... Wow, interesant. Când ai plantat-o? Am plantat-o altă seară, când era un pic mai hot. Când era mai cald afară? Nu știu cât să intre toată. Ce-a mai rămas din roșii? O să mai avem câteva zile de căldură mâine, poimâine. După aia vine 4 zile de ploaie. De-aia punem ceapa, ne grăbim. Ceapa? Pune bună ceapă la fată. Îți place ceapa? Da, ei place ceapa. Acum ne oprim și plantăm. Da. Adă-sală ceapa aia din... Vrei și tu, dar să nu bagi în guriță. Așa, și vin o sus la mine. Salo, înveți de la bună cum se plantează, ok? I-am arătat și eu, dar știe deja. Uite, Salo, cu mustățile în jos. Ia, ai grijă să nu te... Ia, trei. Ia pe toate. Bine? Uite, așa le pui. Bine? Bună! Da. Costă în jos? Da, cu mustățile. Astea sunt mustăți. Să apeși tare. Ia să vedem. Și pui cât mai drept, așa. Nu trebuie să facă ceapă mare, că o mâncăm verde. Uite ce pune bună, vezi? Uite ce pune bună. Mai începe. Da, mai ia de acolo. O puse apa, Zain? Uh-oh, spune no, no, no. Spune ne, 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 Zain. Dacă toți suntem la capitolul bucătărie, vreau să vă arăt. Mă pregătesc să mănânc și eu astăzi, pentru prima oară, pentru că nu am reușit. Este ora 2. Am ciugulit doar așa. Am aici niște salată. O să-mi umplu farfuria cu salată. Am și niște morcovi pe care i-am pregătit pentru ciorbă. O să pun deasupra niște morcovi. O să pun și niște ceapă verde. Am uitat să o tai. Dar ce vreau să vă arăt și îl voi pune peste salată. Este atâta de bun. Îți vine să mănânci 2 farfurii de genul ăsta, nu una. Este foarte bun și mult mai sănătos decât ce găsim în comerț. O să păstrez puțin și pentru Mircea, pentru că și el trebuie să vină să mănânce. Și pe lângă asta voi mânca și niște ouă, poate puțin avocado și niște cartofi prăjiți, bineînțeles. Oh, să nu uit ceapa, foarte importantă. Da, filmasem despre acest sos, pe care numai ce l-am pus pe salată și se pare că nu s-a înregistrat. Dar am făcut un sos din muștar, ulei de avocado, oțet de mere, un pic, o linguriță sau jumătate linguriță de sirop de ațar, un pic de sos de soia. Revenim. Ok, și un pic de ulei, foarte, foarte puțin ulei de susan. Cred că așa îi spune, dacă nu mă înșel. Este cu chicken și cu ranch. It's just like no, it's a cheesesteak. Oh, this time. No. It looks like it. Okay, de la Salo asta. Mircea, mai ai și vețele la leu? Da, sunt aici. Sunt de la Lizzie. Da, eu uite aici la Salo. De la Salo, unul la Zain, unul. Te pune pe șervețele ăsta la Lizzie. She's gonna get hungry. Pune acolo între picioare șervețelul. Cafeaua nu-i cine știe ce. Yeah. Nu? În cazul în care vă întrebați unde mergem, este sâmbătă astăzi și mergem spre Muntele Rainier din Washington. Este o ieșire spontană, pentru că nu am fost pregătiți absolut deloc. Am primit un telefon azi dimineață de la niște prieteni care s-au hotărât să meargă și ne-au chemat și pe noi. Așa că am sărit din pat și pentru că n-am dormit azi noaptea aproape deloc și l-am rugat pe Mircea să stea puțin cu Elizabeth ca eu să pot să mă odihnesc. Și a venit Mircea și m-a trezit și mi-a spus că ne-au sunat prieteni, așa că am sărit din pat la ora cât era ceasul? 10 fără sau 11 fără? 11 fără. 10 jumate. Așa că ne-am hotărât să mergem și noi la Muntele Rainier pentru că este foarte frumos afară, sunt ultimele zile de vară, să zic așa. Și suntem în octombrie. Deja toamna și-a arătat și arată culorile, frumusețea, dar ne-am oprit acum puțin, am plecat deja de aproape o oră de acasă și ne-am oprit un pic la baie și să cumpărăm niște sandvișuri, o cafea și câțiva dintre prietenii noștri sunt o tură prea tare. Câțiva dintre prietenii noștri sunt deja pe drum, înaintea noastră și câțiva sunt în spatele nostru. Și acum Elizabeth a dormit, s-a trezit. Okay. Și ne îmbarcăm să mergem mai departe. Muntele pare aproape. Acolo este muntele unde mergem. Însă vom face până acolo 2 ore jumate, 2 ore și 13 minute. Deci ziua de astăzi a fost o zi foarte lungă, este ora 5 și încă nu am ajuns. Ar fi trebuit să facem cât 2 ore jumate, 3 maxim, suntem aici de plecați de mult. Ce s-a întâmplat a fost că a fost foarte mare trafic, așa că mașinile mergeau bară în bară și eu cu Salome am coborât din mașină și cu o prietenă cu care m-am întâlnit pe drum și am mers, nu știu cât am mers, 1 kilometru, 2, 3, 4, am mers foarte mult și abia acum am intrat în parc și s-a eliberat traficul. Suntem toți în mașină, în sfârșit împreună. Cum a fost fana mine în mașină? Dar cu fan, cu Elizabeth? În fine, acum am intrat în parc și este ora 5, 9 minute. Mergem sus. Toată transpirată pentru că am mers repede și mult, dar și-am mâncat numai jumate de sandwich azi, deci s-a meritat. S-a meritat sandwich-ul ăla. Știi ce mi-a spus Zain? No? Tata au făcut pișul în mașină, în asta lui mama. No. Și am crezut că am zis, na, e lui tata, asta nu mai e mea. Și după aia mi-a spus că glumește. Uite ce frumos aici. Who am I that the maker of heaven would love me and know me by name? In a world where I feel like a stranger, his love came and found me the same. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in you. All in you. Everything I need is found in you. Found in you, Jesus. What is love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace? In the midst of my pride and rebellion, his love wouldn't give up the chase. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in you. Everything I need is found in you, all in you. Everything I need is found in you, Jesus. When I'm lost, when I'm scared, everywhere you... În sfârșit am ajuns, adică am ajuns aproape am ajuns. Mai avem cam 6 minute de urcat, dar am urcat aici pe marginea drumului ca să duc și am găsit parcare. Și plin de oameni, plin de parcare pentru că sâmbătă. Mergem acum să ne întâlnim cu toată lumea și ne vedem acolo. Frumoasă, au dormit destul de bine. Hai că mergem, stai acolo că mergem. Hai să mergem să ne întâlnim cu Becky. Ne întâlnim cu Becky? Becky! Papa, ți-i foame? Și am stat 10 minute, ne-am urcat puțin pe munte. Acum plecăm spre casă, ne oprim undeva să mâncăm și cam atât au fost ziua noastră. These my parents. We're going to OG. OG? We're going to... Okay, can you take Elizabeth? You know where my parents are? Zi exact cum mi-ai zis mie. Hai să luăm un câine. Dar nu așa mi-ai zis. Mircea, poți să ne faci poză aici? Merge sau nu?